Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, primăria Arad a montat echipamente GPS pe toată flota de mașini a instituției, 83 de autovehicule cu totul. Și... mai există GPS? Da, cum să nu? De ce să nu existe? Adică toată lumea are pe telefon acum. Pe sistemul ăla de monitorizare pe aplicație. Ah, dar când am crezut că le-a pus navigație să descurce oamenii. Nu, domnule, și că manevră fură bani. E vorba de monitorizare. Deci le-a pus, cum să spun, l-a spus GPS șpion. Ca să-i vadă unde sunt. Da, deci monitorizează... ca pe camioane, gata, da. Da, monitorizează traseele și consumul de carburant pentru fiecare mașină sau autobus, autovehicul al administrației din Arad. Deci sistemul ăsta, citesc, uite, permite localizarea mașinilor în orice moment, urmărirea traseului, dacă sunt sau nu în mișcare, generează rapoarte, foi de parcurs și asigură un management eficient al flotei, scrie publicația g4media.ro. Rezultatul? Consumul a scăzut cu 2000 de litri de combustibil lunar. 2 tone de benzină. Deci nu mai fac băieții piața. Cum ar veni? 2000 de litri lunar, nenică. La 83 de mașini. La 83 de mașini. Bă, dacă se gândeau și americanii să pună GPS la tancurile lor, la Cogălnicianu și la elicoptere. Eu cred că acolo conductele aveau nevoie de GPS, nu tancurile. Da, îți dai seama. Deci aici 2000 de litri, asta înseamnă cât? 2 ori 7, mă rog, aproape 14.000 de lei economie lunară. Și asta, toate companiile care au șoferi, respect șoferii, dar unii mai intră în bocluc și că nu se pricep, că lucram la Tele 7. Atunci era mai nou așa ca presa să aibă mașini. Și erau șoferi, mă rog, mai noi, și se făceau foi de parcurs. Pentru fiecare filmare trebuia să faci foaie de parcurs, să spui unde ai fost, cât a durat, te întorceai, luai semnătură de la șeful de producție și într-o zi era scandal. Șeful de producție se certa cu un șofer și spunea: bine mă, nenorocitului, spunea șeful de producție. Cum? Adică din Piața Victoriei până pe strada Occidentului, Tele 7 avea redacția în Piața Victoriei. Occidentul e cumva în spatele Pieței Victoriei. Cum adică din Piața Victoriei până pe strada Occidentului ai făcut tu 5 km? Păi șeful zicea ăsta, să vedeți că eu sunt mai nou în București, nu știu, m-am rătăcit, m-am învârtit și uite așa s-au făcut 5 km. Bine, mă, nenorocitule, înțeleg la dus, dar și la întors tot 5 km. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.